Bună dimineața! Vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns invitației Biroului Executiv al Academiei de Științe Medicale. Iată-ne împreună pentru a doua oară în acest an. Este o temă foarte importantă, mereu de actualitate, de 2 ani încoace tot de actualitate rămâne, COVID-19, dar astăzi vom avea ca temă aspecte actuale. Vom deschide această conferință cu un mesaj pe care ni-l va transmite domnul profesor dr. Mircea Beuran, vicepreședinte executiv al Academiei de Științe Medicale. Domnule profesor, vă ascultăm. Da, mulțumesc. Bună dimineața, doamnelor și domnilor invitați. Mulțumesc mult pentru că sunteți astăzi cu noi la o dezbatere care frământă lumea, zi de zi, de aproape 2 ani, COVID-19. Avem nevoie de mărturii științifice furnizate de specialiști, de autorități, de cei care zi de zi caută soluții pentru ca numărul bolnavilor să scadă, să existe tratamente, să existe locuri în spitale sau ambulatori. Iată de ce, pentru conferința de azi, i-am invitat pe domnul ministru al sănătății, profesor dr. Alexandru Rafila, și pe doamna secretar de stat, conferențiar dr. Adriana Pistol, pentru a explica specialiștilor situația la zi a pandemiei, dar și nevoia de a rămâne uniți în pofida oboselii cronice cu care se confruntă întreg sistemul de sănătate. Împreună cu domniile lor, au răspuns invitației Academiei de Științe Medicale doamna profesor Simona Ruță și domnul conferențiar dr. Emilian Popovici. Vă mulțumesc mult tuturor pentru susținerea Academiei de Științe Medicale în demersul constant de promovare a științei autentice. În numele Biroului Executiv al Academiei, doresc succes acestei dezbateri și aștept cu mult interes informații care să ne dea speranță unui viitor medical mai liniștit. Vă mulțumesc! Domnule profesor, așa este, avem nevoie de mărturii științifice furnizate de specialiști. Avem nevoie de autorități care să exprime adevărata situație care se întâmplă acum în sistemul sanitar și mai ales este nevoie de susținere, de unitate în întreg demersul acesta pentru a potoli sau măcar a reduce numărul celor care se îmbolnăvesc. Așa cum a spus și domnul profesor Mircea Beuran, îl avem ca invitat în deschidere pe domnul ministru al sănătății, profesor dr. Alexandru Rafila. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, știm clar că programul dumneavoastră este extraordinar de încărcat. Mulțumim pentru că ați reușit să rămâneți și cu noi pentru câteva minute. Vă ascultăm, domnule ministru, mulțumim! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, salut pe toți participanții, mulțumesc domnului profesor Beuran pentru ideea și pentru faptul că organizează această conferință. Am ascultat cu mare atenție ce spunea dânsul, ce a spus și dumneavoastră în deschidere. Dincolo de mărturiile sau dovezile științifice, profesionale, cred că lucrul cel mai important ca să putem să gestionăm această pandemie, ăsta e cel mai greu de realizat, este redobândirea încrederii populației în autoritățile medicale, pe de o parte, și în autoritățile publice, pe de altă parte. Lipsa de încredere generează tragedii, pentru că, de multe ori, oamenii se prezintă foarte târziu, da, medic, când posibilitățile terapeutice, în cazul infecției cu noul coronavirus, sunt limitate. Și cred că avem foarte mult de lucrat și Academia de Științe Medicale ar putea să fie unul dintre actorii importanți încât să recredibilizăm corpul medical care și-a făcut cu prisosință datoria în acești 2 ani. Mulți dintre colegii noștri au muncit până la epuizare, unii din nefericire s-au și îmbolnăvit și au și murit, fie că discutăm de medici, asistenți medicali sau alt personal medical de îngrijire implicat în gestionarea acestei pandemii. Și cred că trebuie să ne gândim la ei cu recunoștință și este un lucru care a fost mai puțin discutat, dar efortul personalului medical trebuie adus în atenția publicului mai mult. Noi ne găsim într-o perioadă în care goana după audiență duce la popularizarea de către mass media unor false personalități medicale
care nu au alt scop decât în a răspândi știri care sperie populația doar din dorința de audiență. Îmi pare bine că e și domnul conferențiar Emilian Popovici împreună cu noi. De acolo, de la Timișoara, vine în mod constant o informație care s-a dovedit în timp că este și neadevărată și n-a spune că este transmisă de cineva care este impostor, dar în orice caz nu este departe de această calitate și care nu poate să fie combătută decât prin profesionalism, echilibru și cred că lucrul ăsta este extrem de important. Populația în momentul de față nu știe sau nu știa, zice, ce are de făcut. Noi am reușit într-un timp relativ scurt și mulțumesc doamnei conferențiale Adriana Pistor, care mă ajută foarte mult în acest demers, așa cum fac și ceilalți colegi din Ministerul Sănătății sau din Institutul Național de Sănătate Publică, Direcții de Sănătate Publică, spitale și așa mai departe, să stabilim un circuit clar al pacientului care să beneficieze de întreg lanțul necesar pentru diagnostic, evaluare, tratament, atât la medicul de familie, în centrele ambulatorii, dar pentru cei care au forme mai grave în spitale, cât să nu mai generăm o presiune pe sistemul de sănătate similară cu cea din valul al patrulea. Până acum am reușit acest lucru. Sperăm ca în această săptămână, odată cu operaționalizarea acestor centre de ambulatorii de evaluare a pacienților și cu înscrierea în cadrul sistemului generat de Ministerul Sănătății a peste 3500 de medici de familie pentru testarea pacienților, iar acest serviciu este decontabil de către casele de asigurări județene, să putem să controlăm mai bine pandemia și lucrul ăsta să-l cuplăm și cu resursele terapeutice care încep să fie disponibile. Nu mă refer la antiviralele clasice deja, la favipiravir sau la remdesivir, ci la moleculele inovative care de la sfârșitul acestei luni vor fi disponibile și pentru pacienții din România. Pe de altă parte, un lucru important este să milităm în continuare pentru continuarea campaniei de vaccinare în condițiile în care există dovezi solide și o să vă prezinte probabil doamna conferențiar Pistol acest lucru, privind o pondere incomparabil mai mică a cazurilor grave și a deceselor în rândul persoanelor vaccinate comparativ cu cele nevaccinate. Lucrul ăsta este foarte important și chiar dacă vaccinarea ca acțiune de sănătate publică are în general scopul opririi transmiterii și lucrul ăsta nu se înregistrează în momentul de față dacă discutăm de vaccinurile actuale COVID-19 sau împotriva infecției COVID-19, cu siguranță acest câștig legat de o evoluție blândă a cazurilor la persoanele infectate este un mare câștig și ar trebui să convingem cât mai mulți dintre apropiații noștri, mai ales persoane vulnerabile, persoane vârstnice, să facă acest pas dacă încă nu l-au făcut sau să facă o doză suplimentară dacă s-au vaccinat cu mai mult timp înainte. Îmi pare bine să am avut ocazia să vă transmit câteva dintre gândurile mele. O să încerc și pe drum spre Văleni. Trebuie să merg să văd un astfel de centru de evaluare la Văleni și o să încerc să mai intru, să fiu în contact cu dumneavoastră, să aud lucrurile care se discută. Sper să facem un salt, dacă vreți, și să aducem în zona încrederii publice sistemul de sănătate, profesioniștii din sistemul de sănătate, pentru că acolo este răspunsul atunci când avem o urgență de sănătate publică, cum este pandemia cu noul coronavirus. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în continuare. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Așa este, până la urmă, esențial este să reușim să recredibilizăm sistemul de sănătate. Este o luptă poate mai grea decât oricare dintre toate, dar Academia de Științe Medicale rămâne un partener deschis. Acesta este și rostul conferințelor pe care le organizăm.
a transmite mesaje corecte de la autorități credibile și nu vom obosi a transmite aceste mesaje ori de câte ori este nevoie. Rămânem în contact direct cu specialiștii, astfel încât să fie transmisă informația corectă. Și ne-am bucurat foarte mult dacă până la ora 12 ați ajunge acolo unde aveți de vizitat un centru de testare și poate reușiți să mai interveniți în dialogul nostru. Mulțumesc tare mult, vă dorim drum bun și să iasă totul așa cum trebuie pentru pacientul român. Mulțumim! Mulțumesc! Continuăm cu doamna secretar de stat, conferențiar dr. Adriana Pistol. Doamna conferențiar doctor, într-adevăr, este o veterană a sistemului sanitar. Știm ce înseamnă Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Referință pentru Crize. La un moment dat, cred că știa mai bine decât cunoștea mai bine sistemul și bolile infecțioase și situația gripei decât oricine. Este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar, pentru că, de fapt, Institutul Național de Sănătate Publică în acești ultimi doi ani a fost, nici nu știu cum să-i spun, contabilul șef, economistul șef, a adunat acolo continuu cifre peste cifre, bilanț medical, astfel încât să poți raporta zilnic situația cazurilor de infecție din România, să poți raporta decese, să poți raporta tot ceea ce se întâmplă în sistem legat de această pandemie. Mi se pare că este un lucru extraordinar. Vă felicităm, doamna secretar de stat, și vă ascultăm acum să vedem de acolo, din tot din Ministerul Sănătății, care ne sunt problemele cu care ne confruntăm astăzi, care sunt aspectele pe care vreți să le prezentați. Da, bună ziua tuturor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. N-am să preiau foarte mult din cifrele pe care dumneavoastră le cunoașteți cu toții și le vedeți zilnic, dar m-am gândit că o perspectivă a ceea ce s-a petrecut în acești doi ani este important să fie prezentată. Prin urmare, dragi colegi și onorat auditoriu, chiar mă simt onorată să pot să fac această scurtă prezentare. Probabil că s-ar putea scrie o carte a acestei pandemii, cu bunele și cu relele prin care am trecut cu toții. Fără îndoială, atunci când vorbim de pandemia de COVID-19, aceasta reprezintă o provocare istorică la nivel global, care a afectat până în prezent peste 332 de milioane de persoane și a generat peste 5,5 milioane de decese. Acestea sunt doar efectele medicale directe cunoscute. Lor li se adaugă în mod cert perturbarea accesului la îngrijirile medicale pentru alte boli, afectarea psihologică și socială a persoanelor afectate, a familiilor și a comunităților, precum și măsurile de distanțare socială care au schimbat stilul și ritmul de viață ale tuturor oamenilor, al fiecăruia dintre noi. În fapt, pandemia COVID, dacă ne gândim, a antrenat perturbări majore în toate sectoarele de activitate și pierderi economice importante. În schimb, personalul medical din toată lumea a fost în linia întâi și este cel care a plătit această pandemie, pe lângă, evident, toată populația, nu numai cu eforturi consistente, dar chiar și cu viața, pentru a răspunde nevoilor persoanelor afectate. În România, până în prezent, am înregistrat aproape 2 milioane de cazuri de COVID și aproape 60.000 de decese, care au fost concentrate în mod deosebit la persoane de peste 60 de ani, respectiv 85% dintre decese, și la persoane care aveau și alte comorbidități. Așa cum știm, sistemul medical românesc, ca toate sistemele de fapt și de drept, nu era pregătit pentru
un astfel de val de îmbolnăviri. Dacă stăm bine să privim chiar și în alte state, nimeni nu a fost pe deplin pregătit să facă față acestei pandemii. În schimb, a existat foarte multă străduință. Astfel că pentru ca să putem răspunde nevoilor de servicii de sănătate ale populației, eforturile din partea sectorului de sănătate au fost remarcabile. Practic, peste 300 de spitale, în cea mai mare parte publice, au fost implicate în managementul cazurilor de COVID și s-a ajuns la o capacitate de aproape 25.000 de paturi destinate îngrijirilor COVID, din care 7,3 paturi de terapie intensivă. S-au implementat măsuri rapide de adaptare a structurii acestor spitale, de creare de circuite, de dotare cu echipamente și medicamente, dar în special de asigurare a resurselor umane, a cei colegi ai noștri, ai dumneavoastră, personalul medical. S-au dezvoltat rapid pe fondul valului de informații care soseau aproape zilnic protocoale terapeutice, metodologii de supraveghere și chiar noi coduri de boală în clasificarea internațională a bolilor revizia 10, pentru a facilita înregistrarea cât mai aproape de realitatea efectelor pandemiei. S-au dezvoltat exponențial capacitatea de testare. După cum bine știți, în România nu aveam foarte multe locații unde se putea efectua testul PCR. După care, sigur, capacitatea de testare a crescut foarte mult prin implementarea testării antigen rapide, astfel încât până în prezent în România s-au efectuat peste 10 milioane de teste, în ultimile zile ajungându-se la 80-90 de mii de teste zilnic. Sigur că este loc de mai bine. Vaccinarea. Vaccinarea împotriva COVID a reprezentat un reper esențial în controlul pandemiei și a fost un excepțional exemplu de reușită bazată pe cooperarea în cercetarea inovativă și în finanțarea acesteia. România a fost privilegiată din acest punct de vedere, fiind un stat membru UE, în sensul că a dispus de cantități suficiente de vaccin, dar la nivel global, vaccinarea a generat totuși inegalități. Unele țări nu au avut și nu au nici în prezent acces la vaccin sau dacă l-au, au cantități insuficiente de vaccin. Totodată, vaccinarea a scos la iveală și reacții negative virulente care a polarizat societatea, care ne-a afectat starea de bine, echilibrul social și personal. Până în prezent, în statele UE s-au distribuit peste 1 miliard de doze de vaccin și s-au administrat peste 800 de milioane de doze. Per total, 69% din populația UE este vaccinată cu schemă completă, aproape 315 milioane de persoane. Iar peste 73,5% din cetățenii europeni, peste 337 de milioane de persoane, au beneficiat de cel puțin o doză de vaccin. În mod particular, în România, în schimb, ezitarea la vaccinare a limitat realizarea unei acoperiri vaccinale suficiente pentru a putea controla valul anterior, cel puțin, și a permis, deci, expansionarea acestui val epidemic, care a generat pierderi de zeci de vieți omenești. Pe de altă parte, totuși, România a constituit un exemplu în asigurarea accesului la vaccinare încă din primele zile după ce vaccinurile au fost aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului,
Totodată, a constituit un exemplu în ceea ce privește mobilizarea și solidaritatea din partea decidenților, dar și a corpului medical. România a început să vaccineze împotriva COVID în 27 decembrie 2020 și a asigurat accesul la acest serviciu printr-un număr de peste 1000 de centre de vaccinare, în funcționarea cărora au fost antrenați zeci de mii de profesioniști. Până în prezent, s-a realizat la nivel național o acoperire vaccinală de 41% cu două doze, respectiv 41,7% cu cel puțin o doză și s-au utilizat peste 16 milioane de doze de vaccin. Odată cu transformarea virusului SARS-CoV-2 și cu apariția noilor variante de îngrijorare, sigur că am observat accentuarea, creșterea transmisibilității acestor noi variante, iar în prezent sistemul medical este din nou supus unui efort rapid și major de adaptare. Așa cum spunea și domnul ministru, înființarea acestor centre de evaluare ambulatorii a constituit un mare efort de adaptare rapidă la această nevoie. În aceste centre de evaluare, cazurile noi de îmbolnăvire și care au un potențial de severitate cu factor de risc pot fi în mod rapid investigate și pot primi tratamente antivirale, fie orale, fie anticorp monoclonali, în sistem ambulator, încă din fazele incipiente ale bolii, adică în fereastra de oportunitate, care înseamnă până la maxim 7 zile de la debutul îmbolnăvirii. Pentru că am observat și în valul anterior că foarte multe cazuri severe și decese s-au datorat inițierii tratamentului destul de tardiv. În plus, prin aceste centre de evaluare, Ministerul Sănătății și-a dorit și evitarea supra-solicitării spitalelor, care știm cu toții că la un moment dat, în valul anterior, erau mai mult decât supra-solicitate. Pentru că încă perspectivele privind evoluția acestei pandemii nu sunt prea luminoase, rămâne să vedem, este deci nevoie de implicarea tuturor, atât a decidenților, cât și a medicilor, de toate specialitățile, dar de toate specialitățile, de toate vârstele, pentru că haideți să recunoaștem, fără rezidenții noștri care au participat în secțiile de terapie intensivă, deci tinerii, au fost și ei activi, de multe ori nu am fi făcut față, deci este nevoie în continuare de implicare atât în managementul acestei pandemii, dar cred că trebuie să punem un important accent și în educarea populației cu care venim fiecare în relație la locul de muncă, în calitatea noastră de personal sanitar, în ceea ce privește regulile de autoprotecție, prezentarea la medic și inițierea terapiei corecte și recomandate de medici și nu pe internet, de diverse persoane, astfel încât să aducem populației, pe de o parte, credibilitate, să aducem populației înțelepciunea sanitară, dacă aș putea să spun așa, cu ghilimele de rigoare, evitând împreună și noi și ceilalți cetățenii să mai avem evenimente neplăcute de tip deces și evitând
astfel ca multe familii să treacă prin tragedii. Stimați colegi, de fapt și de drept, în ultimii doi ani, fiecare dintre noi, atât ca oameni, cât și ca profesioniști, am învățat enorm și ne-am schimbat destul de mult perspectiva. Deși s-au pierdut multe vieți omenești și a existat foarte multă suferință, este evident faptul că energia și dedicația personalului medical au reprezentat resurse esențiale în controlul coordonat al pandemiei. Pentru viitor, încurajez pe toată lumea să rămânem conștienți de valoarea incomensurabilă a muncii colegilor noștri, profesioniștii din sectorul de sănătate, în lupta cu pandemia și să milităm fiecare din poziția profesională sau administrativă pe care o deține pentru susținerea corpului medical, pentru asigurarea unei pregătiri profesionale de cea mai înaltă calitate și pentru crearea unui mediu de muncă în care performanța fiecăruia dintre noi să poată atinge valori maximale. Nu în ultimul rând, să susținem cercetarea medicală și biomedicală și inovația, să încurajăm cooperarea, participarea la rețele internaționale și motivarea profesioniștilor, în special a celor tineri, să profeseze și să exceleze în România. Vă mulțumesc și sper că nu v-am plictisit, dar acest discurs este venit din suflet, chiar cred ceea ce spun și sper să ajungă la urechile multora dintre colegi. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna secretar de stat. Am să vă rog să mai rămâneți puțin, întrucât aș vrea să vă rog să răspundeți unui mesaj pe care l-am primit. Campania de vaccinare ar trebui să fie mai amplă și transmise informații exacte părinților pentru a accepta vaccinarea copiilor. Despre campania de vaccinare s-a discutat mult. S-a discutat că poate nu a fost bine gândită, poate nu au existat personalități care să iasă credibile, care într-adevăr să convingă populația să se vaccineze cu argumente științifice, așa cum vorbim continuu. Și până acum, totuși, vaccinarea adultului s-a desfășurat într-un ritm, așa cum a spus dumneavoastră, 41% din populație vaccinată. Dar la copil deja știm clar că situația este diferită. Copilul este deja, are o particularitate. Pentru copil, scuzați, părintele are multe temeri, văzând chiar discuțiile acestea contradictorii între specialiști. Chiar între specialiști. Dumneavoastră, în acest moment, aveți în plan o regândire a strategiei în tot ceea ce privește copilul, imunizarea copiilor? Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. O să încep întâi de toate cu câteva observații. Această campanie de vaccinare, să o spunem cinstit, vine pe un fond de ezitare la vaccinare a populației României, care s-a instalat cu câțiva ani în urmă. Și față de care nu a existat niciun fel de reacție în sensul de comunicare, informare și așa mai departe. Motiv pentru care eu personal chiar aș putea să spun că sunt mai mulțumită și s-au vaccinat mai multe persoane decât m-aș fi așteptat cunoscând fondul pe care eram deja înainte de sosirea vaccinului. Aceasta este starea de fapt cu care s-a plecat în această campanie. Evident că poate că comunicarea nu a fost, zic eu, suficient coordonată. Ea a existat, dacă stăm bine să ne gândim, pe toate canalele. Au fost conferințe de presă săptămânale, au fost foarte multe
ieșiri publice ale diverselor personalități din lumea medicală, de la epidemiologi, pediatri, infecționiști, microbiologi, virusologi, care au explicat aceste lucruri. Numai că, sigur, nu a fost atinsă întreaga populație prin aceste metode. Chiar dacă s-a utilizat Facebook, chiar dacă s-au utilizat platforme informatice de comunicare, care există, sunt la dispoziție. Mai este încă nevoie de mai mult de atât. Să știți că deja noi suntem în legătură cu Centrul European de Control al Bolilor și vom iniția un fel de campanie de informare, caravană de informare, care va încerca să acopere un număr cât se poate de mare de zone rurale unde acoperirea vaccinală este mai scăzută. Pentru că, într-adevăr, există o diferență importantă între acoperirea vaccinală din mediul rural față de mediul urban. Sperăm ca aceste caravane de informare cu oameni care vor merge la fața locului și vor face prezentări, discuții cu oamenii de acolo, va sprijini această campanie, atât în ceea ce privește vaccinarea adultului, dar și în ceea ce privește vaccinarea copilului. Deja, pe site-ul Ministerului Sănătății este difuzat și publicat un material foarte clar și explicit adresat părinților despre vaccinarea copilului. Acest material va fi publicat și pe alte site-uri, există și pe site-ul Institutului și ale Direcțiilor de Sănătate Publică și cred că este un material extrem de valoros care poate să sprijine informarea părintelui în ceea ce privește acest subiect. Așa că sperăm ca în timp, deși vaccinarea copilului stă să înceapă, nu sunt înscriși foarte mulți copii deocamdată, dar în timp sperăm că părinții, dacă vor avea răbdarea să citească, vor găsi acolo răspunsuri la fiecare întrebare pe care specialiștii noștri au bănuit că ar putea să o adreseze un părinte. Deci, practic, vor găsi acolo întrebări și răspunsuri la frământările cunoscute în acest moment. Și mai este o întrebare legată de gripă și SARS-CoV-2, Omicron, pentru că am văzut ultima statistică a Centrului Național de Referință pentru Gripă, Centrul pentru Controlul Bolilor Transmisibile, comparativ cu anul trecut când am avut în tot sezonul 5 cazuri, acum avem totuși 50 și ceva, ceea ce atestă faptul că în pofida măștilor sau cum s-a spus anul trecut că am fost protejați, n-am făcut gripă pentru că ne-am protejat cu mască, am respectat regulile de igienă. E, uite că acum se constată un salt. Deja se înregistrează o creștere a numărul cazurilor de gripă sezonieră. Ce aveți să ne spuneți în acest context? Ce pot să vă spun este că nu trebuie să uităm și de aceste boli. Faptul că anul trecut, și pentru că a existat un lockdown, de fapt și de drept, pentru că vă amintesc, nu știu cât mai țin minte, dar în luna ianuarie a anului 2020, înainte de confirmarea primului caz de infecție cu SARS-CoV-2 în România, care s-a petrecut în 26 februarie, am avut o epidemie de gripă, după care a urmat acel lockdown și s-a oprit și epidemia.
Sezonul trecut, din nou, am avut un val epidemic de infecție cu SARS-CoV-2. Gripa s-a făcut mai puțin simțită. Acum, realitatea este așa. Și faptul că a existat această luptă permanentă cu infecția SARS-CoV-2 și nevoia ca personalul medico-sanitar să se focuseze pe îngrijirea pacientului COVID și sistemul de supraveghere a avut de suferit. În mod cert, probabil am avut mai multe cazuri de gripă pe care nu le cunoaștem și nu le-am dovedit față de cele patru care au fost identificate. Deci, ca atare, ce aș putea să spun este că gripa a fost cu noi, chiar dacă nu la același nivel ca în sezoanele anterioare. Probabil că doamna profesor Ruță vă poate explica mai bine vis-a-vis de lupta de a câștiga teren între virusurile circulante în aceeași perioadă de timp, unde în mod evident SARS-CoV-2 a avut câștig de cauză, pentru că vedem asta în multe țări, nu numai în România. Deja gripa există ceva mai pregnant în acest sezon și ca atare trebuie să prevenim aceste lucruri cu aceste instrumente pe care le avem la îndemână, vaccinarea. Vaccinarea antigripală și vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 trebuie să meargă mână în mână. După cum ați observat și în media, există zone din lume unde au fost identificate coinfecții, florona, da? La persoane care erau infectate atât cu gripă cât și cu SARS-CoV-2. Ceea ce nu este decât în susținerea vaccinării antigripale împreună cu vaccinarea anti-SARS-CoV-2. Vă mai rețin puțin, o altă întrebare este legată de centrele de evaluare. Despre ele s-a discutat mult în ultima perioadă și cred că, într-adevăr, ar fi nevoie de mai multe precizări. Este vorba de centrele de evaluare. Ce specialitate examinează, evaluează pacientul, având în vedere că, pe perioada acestei pandemii, toate specialitățile au acordat asistență medicală pacientului COVID. Cred că, într-un fel, chiar de la început s-a spus că este nevoie de toate specialitățile de rezidenți și de persoane mai în vârstă pentru a veni în ajutorul sistemului în acest caz. Aș vrea totuși ca dumneavoastră să formulați această idee. Cine, de fapt, va lucra în aceste centre de evaluare și examinare? Întâi de toate, aceste centre de evaluare sunt centre ambulatorii create în mod deosebit în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, dar nu numai, și alte locații ambulatorii, și vor lucra acolo, vor fi medici, care în mod uzual lucrează și oferă consultații în aceste ambulatorii. Indiferent că vorbim de specialități de medicină internă, cardiologie, nutriție și diabet, orice specialitate există acolo. Pentru că, oricum, trebuie să știe toată lumea, deja a fost și aprobat prin ordin de ministru și transmis un ghid de evaluare a pacientului și ghid de tratament. Cum evaluezi, ce trebuie să faci, ce tip de analize trebuie făcute, care este modalitatea de administrare a terapiei, astfel încât toți colegii au la îndemână aceste informații. Suntem cu toții medici, nu sunt niște teste extrem de sofisticate, așa că ne bazăm pe toate specialitățile medicale. O altă precizare era legată de faptul că în aceste centre
cei care ajung au deja testul pozitiv. Ei ajung în centru după ce s-au testat înainte. Corect, se fac testări. Aceste teste au menirea să evalueze pacienții care au aflat că sunt pozitivi și care au o formă de îmbolnăvire ușoară sau medie, dar fac parte din categoria de persoane care au cel puțin doi factori de risc. Adică au și un as bronșic și o boală cardiovasculară, au și un diabet și o boală cardiovasculară, au și obezitate și o boală cardiovasculară. Știm cu toții că de obicei merg împreună. Pentru că această categorie de persoane, deși la început pare să fie o formă ușoară, eventual medie, de îmbolnăvire, dacă nu se intervine terapeutic în timp util, în fereastra de oportunitate, atunci când medicația poate să fie eficientă, pot să dezvolte ulterior forme severe de îmbolnăvire. Ceilalți vor fi monitorizați prin intermediul medicului de familie și nu este necesar să ia antivirală. Mulțumesc tare! Îmi cer scuze, Elvira, nu te auzim. Mulțumesc tare mult, eu am fost de această dată care am închis microfonul, iertați-mă. Mulțumesc tare mult dacă veți mai putea să rămâneți cu noi, chiar dacă nu vă vedem, măcar să ne mai ascultați în cazul în care mai sunt probleme de lămurit din suflet, ne-am dorit să le putem lămuri și pe această cale. Am să o invit alături de noi acum pe doamna profesor Simona Ruță. Este prorector Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, lucrează la minunatul Institut de Virusologie, care asta face, studiază continuu această boală și vine continuu cu informații noi. Doamna prorector, aș vrea să vă rog din suflet să nu omiteți și problema legată de vaccinarea copiilor, dacă se poate. Mulțumesc tare mult, vă ascultăm! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prezentarea mea este dedicată în special vedetei acestui moment și anume varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Dar sigur putem discuta și despre eforturile care trebuie făcute pentru accelerarea campaniei de vaccinare, pentru recuperarea decalajului care există la grupele vulnerabile, în special la persoanele vârstnice, persoanele care au comorbidități, persoane care sunt în mod particular vulnerabile și despre rolul vaccinării la copii. Legat de varianta Omicron, sigur, ea a suscitat foarte mult interes și a suscitat în egală măsură îngrijorare încă de la început, de la detecția ei, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Și această îngrijorare s-a datorat faptului că această variantă prezintă un număr neobișnuit de mare de mutații și un profil foarte diferit al mutațiilor, comparativ cu variantele anterioare. Aceste mutații conferă variantei Omicron atât transmisibilitate mai înaltă, cât și capacitate de evadare de sub supravegherea răspunsului imun. Și împreună, aceste două caracteristici sunt responsabile pentru explozia numărului de cazuri pe care o vedem astăzi peste tot în lume, în special în țări din Europa de vest, pe care obișnuiam să le privim cu invidie datorită ratei mari de acoperire vaccinală pe care o au. Transmisibilitatea mai înaltă s-a văzut încă de la început prin evenimentele de super spreading, acele evenimente cu care am fost obișnuiți la începutul pandemiei, în care o singură persoană infectată generează un număr enorm de mare de cazuri secundare. Au apărut astfel de evenimente de super spreading, pornind de la persoane care se întorceau din Africa de Sud, zona în care a fost identificată prima dată varianta, în cursul reuniunilor, petrecerilor care se făceau în preajma sărbătorilor de iarnă, în țări din Europa de Nord. Și apoi au apărut semne despre o transmitere intrafamilială sau în interiorul aceleiași locuințe, mult mai eficientă în cazul variantei Omicron, comparativ cu varianta Delta.
În egală măsură au apărut semnale că varianta Omicron determină reinfecții la persoane care au trecut prin boala anterior și infecții la persoanele vaccinate, chiar dacă în majoritatea acestor infecții sunt infecții ușoare, infecții blânde. Există însă un număr mult mai mare decât ceea ce vedeam anterior și asta arată o eficacitate vaccinală redusă, mai ales împotriva infecțiilor simptomatice, nu împotriva formelor severe de boală. Datorită capacității de evadare de sub supraveghere a răspunsului imun, apare și o pierdere a eficacității anticorpilor monoclonali, care mult timp au constituit o armă importantă pentru tratamentul precoce al pacienților cu forme moderate de boală, dar care prezintă factori de risc pentru evoluția severă. Și tot datorită acestei capacități de evadare de sub supraveghere a răspunsului imun și în mod particular de evadare de sub supraveghere a răspunsului imun născut, răspunsul imun de la poarta de intrare, răspuns mediat de interferonul de tip 1, apar foarte multe cazuri pediatrice, pentru că această imunitate născută este în mare măsură responsabilă de evoluția mai ușoară a infecției la copii comparativ cu adulții. Aici există metode prin care virusul se sustrage de sub această imunitate născută și numărul de cazuri pediatrice începe să crească. Marea Britanie raportează un număr foarte mare de cazuri pediatrice, mai ales la grupa de vârstă sub 5 ani. Sunt raportate inclusiv reinfecții la copii care au mai trecut prin boală și reinfecții care apar la un interval mai scurt decât ceea ce eram obișnuiți până acum, un interval de 60-90 de zile. Și sigur că un număr mare de cazuri este urmat și un număr de spitalizări mai important, cu toate că formele de boală rămân foarte blânde la această categorie de vârstă. În ceea ce privește severitatea, se vorbește foarte mult despre blândețea acestei variante, despre asemănarea din ce în ce mai mare cu o infecție acută de căi respiratorii superioare și de absența cazurilor severe de pneumonie. Se văd de altfel în toate țările care au trecut prin valul Omicron rate scăzute de spitalizare, cu durate mai scurte de internare, necesar mai redus de oxigen și o proporție mai mică de decese. În Africa de Sud, estimările sunt că varianta Omicron produce cam de 3 ori mai puține infecții severe și de 4 ori mai puține internări comparativ cu varianta Delta. Este însă în continuare neclar în ce măsură tabloul acesta clinic de severitate mai redusă este datorat faptului că o bună parte din persoanele care au fost infectate erau deja cu un grad de imunitate, fie în urma trecerii printr-o infecție recentă, fie în urma vaccinării, sau se datorează unei virulențe intrinseci mai scăzute a variantei Omicron și sunt foarte multe studii acum in vitro și pe modele animale care sprijină această ultimă idee a unei patogenități mai puțin marcate a variantei Omicron, cu o legare mai ineficientă la nivelul celulelor epiteliale bronșice, cu o capacitate mai scăzută de răspândire în tractul respirator inferior, în special datorită unei capacități incizante mai reduse, adică celulele infectate nu mai fuzionează la fel de eficient cu celulele neinfectate și varianta nu poate să disemineze intratisular foarte ușor. De asemenea, sunt raportate încărcături virale mult mai reduse în căile respiratorii inferioare și un nivel al inflamației mai scăzut la nivel pulmonar. Și toate aceste date au dus la ideea care s-a propagat destul de mult în mass media și în rândul populației că varianta Omicron ar fi un fel de vaccin viu atenuat și ar trebui să profităm de această oportunitate că avem o variantă foarte blândă și cei mai mulți să se infecteze acum, într-un termen foarte scurt, ca să poată să aibă un grad de protecție. Cred că e o idee destul de periculoasă, pentru că vorbim de un virus impredictibil, nu avem suficiente date despre cum evoluează această infecție la cei mai vulnerabili, la cei mai expuși riscului, nevaccinații, persoanele vârstnice, persoanele cu comorbidități, la persoane imunocompromise și nu trebuie să ne gândim la imunosupresii majore neapărat, ci trebuie să ne gândim la persoane care, de exemplu, fac tratament cu cortizon de lungă durată din vari motive și care au un răspuns imun mult mai slab comparativ cu persoanele imunocompetente.
Și nu trebuie să neglijăm această idee de sechele rămase după infecția acută cu SARS-CoV-2, așa zisul long COVID, care apare în special la cei care trec prin forme moderate de boală. Deci aș zice să nu repetăm greșeala care s-a făcut la un moment dat când părinții organizau petreceri pentru copiii cu varicelă. Varicelă e o boală foarte, foarte contagioasă și în momentul în care apare un caz la un copil, el se poate răspândi în colectivitate foarte rapid. Și a existat această modă la un moment dat în care părinții își aduceau copiii sănătoși la o petrecere făcută în casa unui copil bolnav, ca toată lumea să se infecteze, să dobândească imunitate naturală. Ceea ce a fost o idee greșită, pentru că existau foarte multe cazuri severe. Varicela e urmată de complicații serioase, pneumonie, encefalite și, bineînțeles, există și latența acestui virus, care mai târziu poate să dea cazuri de zona zostă. Se vorbește la fel de mult despre originea variantei Omicron, de unde a apărut această variantă, deși nu există un răspuns clar, sunt trei ipoteze care cred eu merită discutate, pentru că ne spun ceva despre ce ar putea să, despre ce ar trebui să facem pe viitor. Sunt ipoteze legate de circulația continuă a unei forme ancestrale a acestei variante, derivată din virusul inițial, care ar fi circulat continuu, îndelungat, dobândind succesiv mai multe mutații până la forma actuală, într-o regiune cu capacitate mică de secvențiere care nu a sesizat trecerile acestea succesive. Există apoi ipoteza unei infecții persistente la persoane imunosupresate. Sunt foarte multe cazuri raportate de infecții de lungă durată, 6-8 luni, la persoane cu cancere hematologice, de exemplu, la care există excreție continuă sau discontinuă de virus cu variabilitate cumulativă foarte înaltă, care ar fi putut să dea naștere unei astfel de variante înalt divergente față de ceea ce circula anterior. Și există ipoteza transmiterii zoonotice cu apariția unor rezervoare animale. Asta înseamnă transmitere de la om la animal și înapoi de la animal la om, după modelul pe care l-am văzut deja în 2020 în Europa de Nord, în special în fermele de nurci. Ce ne spun aceste ipoteze? Ne spun că trebuie să continuăm să avem un sistem de supraveghere a tulpinilor circulante SARS-CoV-2, în timpul pandemiei și după ce pandemia se va fi oprit și virusul va căpăta un aspect de endemicitate. Și cred că după modelul infecției cu virusuri gripale trebuie organizat acest sistem de supraveghere a tulpinilor circulante, nu numai la om, ci și în colaborare cu medicina veterinară, într-o viziune integrată de tipul One Health, ca să putem să surprindem și eventuale traversări ale barierei de specie, cu replicarea unui virus uman la animale susceptibile, că vorbim de animale sălbatice sau domestice, și după aceea cu preluarea unor tulpini mutante de la animal înapoi la om. Sunt astfel de cazuri raportate, în afara cazului pe care l-am menționat la nurci, există cazuri la populațiile sălbatice de cerc cu coadă albă din Statele Unite și Canada, în care e o seroprevalență de peste 80% a infecției SARS-CoV-2, deci sunt rezervoare potențiale ale virusului care pot să transmită mai departe în populația umană forme noi ale acestui virus, forme în care se acumulează mutații. Mai mult, cred că supravegherea tulpinilor circulante ar trebui să fie făcută nu numai prin recoltare de probe de la pacienți, de la persoane cu simptomatologie, ci și prin supravegherea apelor reziduale. Există sisteme foarte bine puse la punct într-o serie de țări care sesizează rapid circulația într-un anumit teritoriu, o circulație mai crescută și circulația unor variante distincte prin supravegherea acestor ape reziduale, profitând de faptul că virusul se replică la nivelul celulelor tractului gastrointestinal și se elimină prelungit în materiile fecale. Asta ne-ar putea permite identificarea rapidă a unor sublinii derivate din tulpinile care circulă acum. Astfel de sublinii apăruseră pentru Delta și majoritatea celor implicați în această supraveghere ne așteptam ca noua tulpină care o să răspundească în populație să fie un derivat din Delta. N-a fost așa. A fost un derivat dintr-o variantă ancestrală, acest Omicron.
Dar astfel de switch-uri între variante pot fi foarte ușor surprinse în acest mod. Nu cred însă că trebuie să ne limităm la secvențiere genomică. Nu e de ajuns să vedem modificări la nivelul genomului, ci trebuie să vedem dacă aceste modificări au un răsunet asupra fenotipului, adică dacă produc modificări biologic semnificative. Pentru că putem să avem foarte multe genotipuri, dar să rămânem cu un singur serotip, adică virusul să răspundă la fel la vaccin, chiar dacă genotipurile sunt diferite. Și în cazul virusului rujeolos există foarte multe genotipuri distincte. Cu toate acestea avem un singur vaccin din anii 60, același vaccin eficient. Și odată ce trecem prin boala naturală sau odată ce ne vaccinăm, suntem protejați de reinfecții cu virusul rujeolos. Așa și aici, vaccinurile existente au fost eficiente împotriva tulpinilor care au circulat până acum, cu două excepții, varianta beta și varianta omicron, care încep să pară a se grupa într-un serotip distinct și astfel de serotipuri sunt importante și pe viitor va trebui să dublăm secvențierea genomică și de testarea eficacității imunității asupra acestor noi variante. Ceea ce se vede acum este o reducere semnificativă a eficienței vaccinurilor împotriva infecției simptomatice în comparație cu ce era cunoscut pentru varianta Delta, în special la persoanele care au primit numai două doze de vaccin și în special la cei care s-au vaccinat de mult timp, în urmă cu mai mult de 3 luni. Și studiile din Marea Britanie ne arată exact cifrele, vaccinarea, eficiența vaccinării împotriva infecției simptomatice la peste 20 de săptămâni de la administrarea dozei a doua scade la 0% pentru AstraZeneca, la circa 10% pentru vaccinurile bazate pe ARN mesager, deci ele devin practic ineficiente pentru infecție simptomatică, dar eficacitatea este readusă la un nivel foarte bun de peste 75% după administrarea unei a treia doze, doza booster. Eficacitatea boosterului durează și ea cam 10 săptămâni, după care începe din nou să scadă, însă această scădere este numai împotriva infecției simptomatice, acea infecție ușoară de tipul unei răceli la nivelul tractului respirator superior. Eficacitatea împotriva spitalizărilor rămâne însă foarte, foarte bună. Și după două doze de vaccin avem protecție de peste 75% în primele 7 luni, de peste 50% după aceea împotriva spitalizării, iar dacă facem boosterul, protecția crește undeva aproape de 90%. Astea sunt date pentru vaccinurile ARN mesager. Și au început în ultimele zile chiar să apară și date despre eficacitatea boosterului făcut cu vaccinul de la Johnson & Johnson. Deci cei care au făcut doză unică de vaccin Johnson & Johnson, dacă își administrează un booster, optim la un interval mai mare de timp, 6-9 luni, au creșterea eficacității vaccinale de la 63% până la 85% împotriva spitalizărilor. Și e normal să fie așa, pentru că protecția nu este mediată numai de anticorpii neutralizanți, cei pe care toată lumea încearcă să-i monitorizeze și să vadă am puțin anticorpi, am mulți anticorpi, să știu dacă o să mă infectez sau nu. Nu, există acolo și limfocite T-citotoxice, există mai ales limfocite B de memorie, care se adăpostesc în centrii germinativi din ganglionii limfatici și care în timp se maturizează, predevin din ce în ce mai eficienți, din ce în ce mai buni calitativ, din ce în ce mai capabili să recunoască un spectru mai larg de variante. Și anticorpii în timp devin rezilienți, practic, la variabilitatea virală. Asta ne duce cu gândul la ceea ce va trebui să facem pe viitor, și anume să regândim un pic modul de administrare al vaccinurilor. Cred că boosterul va deveni o parte a schemei complete de vaccinare și o schemă completă de vaccinare o să însemne 3 doze, cu doza 3 administrată la un interval mai mare de timp. Intervalul de administrare e foarte important pentru că dacă dai prea devreme boosterul, nu acționezi pe un răspuns de memorie, nu acționezi pe un răspuns anamnestic și atunci nu stimulezi neapărat acești anticorpi calitativ superior. De aceea, cred că un interval de 6 luni sau mai mult o să fie intervalul optim de acum încolo.
La fel o să vorbim din ce în ce mai mult despre amestecul vaccinurilor, despre scheme heterologe. O să vedem dacă există formule mai bune decât să facem 3 doze din același vaccin. Deja pentru Johnson & Johnson există posibilitatea combinării cu un vaccin ARN mesager, care dă rezultate superioare față de ce se întâmplă în cazul administrării boosterului omolog. Există de asemenea date din ce în ce mai consistente privind eficiența vaccinării după o infecție naturală, pentru că astfel de persoane nu numai că fac titruri mai mari de anticorp, dar fac o imunitate hibridă care iar recunoaște mult mai bine variantele circulante și ele rămân protejate și față de infecția cu varianta Omicron. Și o să vedem dacă sunt necesare boostere suplimentare. În Israel, administrarea unei a patra doze de vaccin ARN mesager a fost propusă. Eu cred că o astfel de intervenție nu e sustenabilă pe termen lung. Nu cred că viitorul este să facem boostere succesive la interval de 6 luni și nici măcar la un interval de 1 an. Cred că o doză din aceasta, o schemă completă de vaccinare cu 3 doze, ne va asigura o protecție eficientă împotriva infecțiilor severe. Și boostere succesive vor fi indicate numai pentru anumite grupe vulnerabile, în special pentru persoane imunosupresate sau cei cu comorbidități care le scad răspunsul la primul vaccin. Cred că pentru astfel de persoane o să fie deja aplicată schema extinsă cu 3 doze plus încă un booster, dar pentru populația generală asta nu e o abordare practică să ne gândim la boostere care se vor face mereu. La fel se vorbește mult despre un vaccin adaptat tulpinii Omicron. Companiile farmaceutice au anunțat chiar și o previziune. În martie vom avea un astfel de vaccin. Întrebarea este cât de eficient este un astfel de vaccin. O să ne mai trebuiască în luna martie un astfel de vaccin. Și dacă facem un astfel de vaccin, poate să-l facem doar ca booster pentru cei care au făcut 2 doze, pentru că să-l facem ca schemă inițială de vaccinare nu asigură cross-reactivitate față de alte variante circulante. Ori varianta Delta n-a dispărut, ea circulă încă, iar ceea ce se vede acum este că cei care trec prin infecția Omicron nu neutralizează foarte bine varianta Delta. Deci un vaccin bazat numai pe varianta Omicron, un vaccin monovalent, după părerea mea, nu o să aibă eficacitate superioară față de vaccinul disponibil acum. Doar dacă o să avem un vaccin plurivalent, un vaccin în care să amestecăm mai multe tulpini din acestea circulante, am putea să obținem un răspuns superior. Ceea ce trebuie să ne gândim este să mergem către vaccinuri mai eficiente, vaccinuri pan-coronavirusuri, vaccinuri care să recunoască și alte variante care ar putea să apară și poate și alte coronavirusuri care ar putea să emergă. Și există astfel de idei. Există identificați anticorpi cu activitate larg neutralizantă, ei sunt caracterizați structural, se știe cam ce epitop, ce structuri din virus sunt recunoscute și pe baza acestor date se poate face un vaccin care să stimuleze celulele B precursoare pentru astfel de anticorp cu capacitate larg neutralizantă. La fel se poate optimiza secvența livrată de vaccinuri, incluzând și alte porțiuni din virus, înalt imunogene și importante, sau se poate optimiza modul de prezentare, folosind niște nucleoparticule care să prezinte fragmente din proteinele spike din diferite tulpini și dintre diferite coronavirusuri într-un fel de mozaic și care să asigure protecție împotriva unui spectru mult mai larg de variante. Și bineînțeles, ne dorim să ajungem să avem vaccinuri care stimulează imunitatea la nivelul mucoasei respiratorii, care să asigure un fel de imunitate sterilizantă și care să împiedice transmiterea, probabil un vaccin cu administrare intranazală și iarăși sunt câteva studii promițătoare care vor livra probabil la un moment dat și astfel de formule vaccinale. Până atunci însă avem progrese în ceea ce privește tratamentele antivirale. Deși spuneam la început că unii anticorpi monoclonali nu sunt eficienți împotriva variantei Omicron, mai rămân 2 formule care pot să fie administrate. E o combinație comercializată de AstraZeneca, care în Statele Unite e aprobată pentru profilaxie preexpunere la persoane imunosupresate și este un anticorp comercializat de GlaxoSmithKline care țintește un epitop
conservat în cursul evoluției coronavirusurilor și care e capabil să neutralizeze multe variante circulante și ambele variante, ambele combinații au timp de înjumătățire mult mai lung, pot fi administrate în doze unice pentru prevenția evoluției severe a acestei infecții. Și sigur, avem speranțe mari de la antiviralele cu administrare orală, despre care a vorbit și doamna conferențiar Pistol, în special de la inhibitorul proteazei SARS-CoV-2, care țintește specific o enzimă a virusului cel comercializat de Pfizer, care are rate foarte bune de răspuns pentru reducerea riscului de spitalizare și deces. Și cred că împreună toate aceste intervenții vor contribui la o transformare treptată a pandemiei într-o endemicitate a virusului, ceea ce nu înseamnă dispariția virusului, ci o conviețuire cu virusul care produce din timp în timp focare epidemice, care produce din timp în timp infecții, unele severe la grupele vulnerabile, către care trebuie să ne îndreptăm multă atenția în ceea ce privește prevenția, în ceea ce privește protecția prin vaccinare. Cam astea sunt noțiunile pe care am vrut să le prezint legate de variante și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Foarte importantă, extraordinar de completă această informare, această prezentare a dumneavoastră, doamna profesor. Sunt multe, foarte multe răspunsuri pe care le-ați dat. Pe de altă parte, mai există nevoie de câteva precizări în contextul în care recent autoritățile vorbeau de un booster la 4 luni de la vaccinare, totuși dovezile științifice atestă că ar fi mai bine la 6 luni de la vaccinare. Poate faceți o scurtă precizare strict pe acest subiect? Și după aceea am să vă rog să ne povestiți și despre combinația dintre SARS-CoV-2, virusul gripal sezonier și Omicron, dacă se poate, rămăsese puțin în atenția, de fapt, a specialiștilor. Să vedem cum este cu cele 4 și 6 luni. Ideea pentru care s-a adoptat boosterul la 4 luni este că scăderea protecției față de infecția simptomatică începe de la 3 luni încolo. De atunci se vede o scădere importantă și în primele 3 luni scăderea este mai brutală, mai abruptă. După aceste 3 luni există o scădere mult mai lentă și se atinge un oarecare platou. În context epidemic, sigur vrei să limitezi cât mai mult numărul de cazuri și atunci să ai această protecție suplimentară dată de booster pentru un număr cât mai mare de persoane. Când însă pandemia se va domoli, să zicem, și virusul va deveni endemic, eu cred că intervalul optim de administrare este undeva peste 6 luni, pentru că acest interval asigură stimularea acelui răspuns anamnestic de care avem nevoie pentru anticorpi calitativ superiori, care să poată să ne protejeze de toate variantele circulante. Deci ceva este cum gândim acum în plin incendiu, în plină pandemie, în creșterea aceasta explozivă a numărului de cazuri și altceva este cum o să gândim ca sistem de sănătate publică a la loc. Este adevărat că oamenii, văzând aceste modificări din mers, pe care le impune totuși cercetarea cu rezultatele ei, trebuie să fim conștienți că lucrurile au fost noi pentru toată lumea, dar continuă să se cerceteze. Chiar prelungirea duratei de valabilitate a unui produs, chiar exact perioada de, spunea că după al doilea vaccin, știți când am început discuția legată de vaccinare, protecția era de 80-90% cu cele două doze. Ulterior, s-a spus despre a treia doză că, așa cum ați precizat și dumneavoastră, până la urmă protecția în cazul celei de-a treia doze este de 70 ceva la sută. Și atunci cei mai mulți spun, dacă după primele două am avut 90, după a treia am doar 70, atunci la ce rost o să o mai fac? Explicațiile sunt că a scăzut deja imunitatea chiar după a doua doză. Cum a spus, după 3 luni deja începe să scadă. Explicațiile sunt în primul rând legate de variabilitatea virală. Eficacitatea era 90% și a rămas, vă spun din studiile pe care le avem noi, 90% împotriva variantei ancestrale a virusului. Dacă aveam de-a face cu varianta ancestrală, eram foarte bine protejați și acum.
Odată ce a apărut varianta Delta, eficacitatea vaccinală a început să scadă, ușor, dar a început să scadă. Și odată ce a trecut intervalul acesta de timp, lucrurile s-au precipitat. Când a apărut varianta Omicron, care are și capacitate de evadare de sub supravegherea răspunsului imun, necesitatea boosterului a devenit mult, mult mai acută. Însă variabilitatea aceasta a virusului este cea cu care trebuie să ținem pasul. Nu este nicio contradicție în informațiile care au fost date. Nu avem de-a face cu același virus. Nu putem să stăm și să ne uităm așa că asta este, noi am spus ceva și hai să rămânem pe aceleași informații. Trebuie să ne adaptăm dacă vrem să avem vreo șansă să ținem cât de cât pasul cu evoluția virală. Mulțumim, foarte bune precizările. Acum să revenim la această combinație despre care se vorbește, că s-ar putea ca virusul sezonier gripal să se combine sau cum reacționează organismul în contextul în care ai SARS-CoV-2, deși îmbolnăvești de gripă, să spun, poate este tocmai această tulpină Omicron. Ce atestă studiile în acest moment? Deși se spune foarte mult că măsurile de protecție personală, utilizarea măștilor, distanțarea, evitarea zonelor aglomerate au fost păstrate, realitatea este că după 2 ani de pandemie există o laxitate mult mai mare la nivelul comportamentului individual. Și chiar aceste măsuri de protecție sunt folosite în anumite perioade mai strict, în alte perioade mai puțin strict. Lumea vrea să profite cumva de existența unui număr mai mic de cazuri la un moment dat, de suprapunerea cu sărbătorile de iarnă, să zicem, cu reuniunile de familie și toate aceste lucruri modifică foarte mult posibilitatea de contagiune. Asta este adevărul. Altfel, măsurile non-farmacologice sunt eficiente împotriva tuturor virusurilor cu transmitere respiratorie și eu cred că o bună idee este să le păstrăm și după ce nu vom mai avea pandemie SARS. Adică ideea că în momentul în care ești simptomatic, ai simptomatologie respiratorie, să rămâi acasă, să te izolezi într-un fel, să nu te duci în aglomerații mari de persoane, să protejezi persoanele vulnerabile din anturaj, ar trebui să rămână. Ideea pe care am avut-o noi că trebuie să ducem o gripă pe picioare și este semn de curaj și reziliență să mergem în continuare la serviciu și să mergem în continuare în mijloacele de transport și să răspândim virusul în colectivitate, nu este o idee fericită. Pe de altă parte, e adevărat că virusurile competiționează între ele pentru a câștiga teritoriu, mai ales când au aceeași poartă de intrare. Și vorbeam despre valoarea răspunsului imun născut, care constă în special în sinteză de interferon și două virusuri care te infectează concomitent stimulează sinteza de interferon, interferon care acționează ca un fel de medicament natural pentru alte virusuri care vor să pătrundă. Și acesta este un mecanism care trebuie luat în calcul pentru ce s-a întâmplat cu dispariția treptată a gripei și cu reapariția ei în acest moment. Pentru că, sigur, două virusuri care circulă în paralel se întrec între ele pentru a câștiga teren și la un moment dat putem să asistăm și la infecții duble. Nu o să asistăm însă la recombinări între virusuri gripale și coronavirusuri. Ideile acestea care au circulat la un moment dat n-au niciun fel de fundament științific, sunt două virusuri complet diferite, cu genom complet diferit, cu capacități complet diferite de replicare și de variabilitate. Și simplu este lupta între ei, care va domina de fapt, care va câștiga teren și consecințele se văd în degradarea stării de sănătate, adică modul în care reacționează organismul în funcție de cine a câștigat bătălia, da? Virusul gripal sau Omicron. Ele nu sunt mutual exclusive. Circulă atât de multe virusuri în colectivitate și acum avem, nu, foarte mulți facem simptomatologie respiratorie, ne grăbim să ne testăm pentru coronavirus și ieșim negativ, dar nu ne testăm mai departe să vedem ce avem, un coronavirus banal, un adenovirus, un virus respirator sincițial. Nu, suntem mulțumiți că nu e coronavirus și dacă infecția decurge ușor, lucrurile sunt foarte bune la un moment dat și infecțiile cu SARS-CoV-2 vor deveni infecții de căi respiratorii superioare obișnuite. Pentru majoritatea dintre noi, mai ales pentru cei care suntem imunizați.
Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră. Prima grijă este, la primul simptom, să ne testăm de COVID și dacă nu avem, suntem liniștiți. Nu contează că simptomele persistă sau poate este chiar gripă. Aș vrea să vă întreb despre campania de vaccinare la copil, pentru că aceasta, imunizarea copiilor, este încă o problemă la nivel mondial. Ați putea să faceți câteva precizări particulare legate de această campanie sau legate de imunizarea strictă a copilului? Sigur că ați vorbit de copii până în 5 ani, de copii de peste 5 ani. Ce atestă în acest moment studiile? Ce se recomandă în acest moment părinților și poate cum ar trebui prezentate informațiile părinților astfel încât să înțeleagă necesitatea sau poate nu este nevoie de imunizare? Ce spuneți dumneavoastră? Toate studiile arată că la copiii peste 5 ani, imunogenitatea vaccinurilor este foarte bună. Adică după vaccin, răspunsul imun este excelent la această grupă de vârstă. Și de asemenea, reacțiile adverse sunt extrem, extrem de rare. Tot ce încearcă să se introducă în, pe diferite canale, în mintea oamenilor, cum că există nenumărate efecte adverse neraportate, cum că există o adevărată epidemie de reacții adverse neraportate, este fals. Sunt studii foarte, foarte serioase, continue, care sunt făcute de toate autoritățile de reglementare, care sunt făcute la nivel național și transnațional și care atestă absența unor astfel de reacții adverse secundare severe. Ne-am obișnuit deja că aceste vaccinuri sunt mai reactogene, că imediat după vaccinare, la una, două zile, putem să avem dureri musculare, cefalee, o stare de oboseală, o ușoară stare de febrilitate, în funcție și de reactivitatea individuală, dar ele sunt pasagere, astea nu sunt reacții adverse severe, nici vorbă de așa ceva. Reacțiile adverse severe despre care s-a vorbit, în special miocarditele, care apar cu o frecvență mai mare la băieții vaccinați, în special din grupa de vârstă 12-20 de ani, sunt foarte bine contabilizate. Ele nu apar la fel de frecvent la copiii mici, la cei cu vârste între 5 și 12 ani. Au fost numai 12 cazuri de miocardită raportate în Statele Unite la peste 8 milioane de doze de vaccin administrate. Așa încât, din punct de vedere al siguranței, eu cred că părinții poate să fie foarte liniștiți. Profilul de siguranță al acestor vaccinuri este excepțional, pentru că s-a administrat un număr atât de mare de doze, încât și reacțiile foarte, foarte rare au fi putut, ar putea să fie sezizate. Imunogenitatea este bună. Infecțiile pediatrice, în contextul circulației unei variante foarte, foarte contagioase, încep să devină din ce în ce mai numeroase. Rolul de vector al copiilor pentru transportul virusului în mediul familial, unde sunt persoane vulnerabile și, în general, în colectivitate, cu replicare permanentă și potențial de variabilitate, devine evident și pentru SARS-CoV-2. Așa încât eu cred că vaccinarea este o intervenție foarte bună și indicată. Nu cred că merită să ne punem atâtea întrebări legate de potențiale efecte adverse pe termen lung ale vaccinului și să nu ne gândim deloc la efectele pe termen lung ale infecției cu SARS-CoV-2. Infecție care poate să genereze dovedit din foarte multe studii complicații severe. Să ne gândim la acel sindrom multi-inflamator sistemic care apare la copii, care este foarte sever, chiar dacă nu are o frecvență uriașă, nu poate fi complet ignorat. Iarăși, efectele a la lung lăsate de această pandemie, care se referă la absenteismul școlar, la starea asta completă de impredictibilitate, la lipsa de socializare, la statul în fața unor ecrane, la mâncatul compulsiv, la lipsa de interacțiuni între copiii de aceeași vârstă. Astea nu sunt lucruri banale, nu sunt lucruri triviale care să poată fi ignorate și nici nu sunt lucruri care sunt ca un buton turn off, turn on. Adică ele vor fi recuperate destul de dificil și o să lase sechele. Așa încât dacă avem o intervenție eficientă, dovedită a fi sigură, de ce să nu o folosim?
Mulțumesc foarte mult, doamna profesor, pentru toate precizările dumneavoastră și am mai primit și o sugestie că atunci când vorbim despre măsurile elementare, respectiv mască de protecție, igienă, să nu uităm să amintim întotdeauna ventilația la locul, în locuință, la locul de muncă, esențială, mai ales esențială, în aceste zone rece, în care poate totuși... aici, ca intervenție de sănătate publică, aici trebuie făcut cel mai mult, adică un alt fel de gândire al instituțiilor, un alt mod de ventilație în spitale, în școli, în mijloace de transport în comun. Metroul din New York a făcut niște metode de filtrare a aerului excepționale. Astea sunt lucruri importante în care avem nevoie de specialiști din alte domenii care știu cum se face această circulație a aerului, cum se poate îmbunătăți foarte mult ventilația. Da, e o idee excepțională asta și care ar trebui pusă în aplicare. Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru toate informațiile și toate sfaturile pe care le-ați dat cu această ocazie. Vom merge puțin mai departe la domnul conferențiar dr. Emilian Popovici. Este vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Domnia sa va discuta despre cum abordăm pandemia și care sunt posibilele evoluții. Mulțumesc foarte mult, domnul conferențiar, pentru că sunteți împreună cu noi și vă ascultăm. Eu mulțumesc pentru invitația de a participa la această masă rotundă. Îi salut pe toți invitații și pe participanți în egală măsură. O să discut tema pe care ați enunțat-o, după care o să vă cer permisiunea să mă retrag, nu o să mai pot să stau mult pentru că sunt într-o activitate, am început o activitate la ora 11 și trebuie să o prind măcar pe final, dar trecem la treabă și sigur că am fost atent la toate prezentările care s-au făcut până acum. Și voi căuta să nu repet anumite aspecte care au fost precizate. Așa că voi trece direct să discut despre ceea ce cred că preocupă pe foarte multă lume, și anume posibilele evoluții ale situației acesteia deosebite în care ne aflăm. Cum ar putea să evolueze pandemia? Sigur că pe de o parte, poate să existe o modalitate de evoluție pe care nu poate contesta nimeni, pentru că nimeni nu are control asupra variantelor virale. Și aici mă gândesc la varianta de evoluție din val în val. Deci dacă ne imaginăm cam cum au reacționat oamenii la aceste valuri înregistrate, valuri epidemice, sigur, înregistrate până acum, ne putem imagina niște păsări care trăiesc în preajma apei, dar nu sunt păsări de apă, care sunt pe malul unei ape care are niște valuri, nu foarte mari. Și de câte ori valul venea, păsările fugeau spre țărm, de câte ori valul se retrăgea, păsările fugeau spre apă. Și asta s-a repetat cam de 5 ori până acum și nu știu de ce, dar simt eu așa că s-a repetat și la valurile următoare. Ca și abordare a pandemiei la nivel global, în opinia mea, abordarea a fost incompletă. Incompletă dacă ne referim la o pandemie, și orice este incomplet, până la urmă, este incorrect. Și de ce spun asta? Pentru că avem o parte de lume cu măsuri și cu vaccinare și o avem o altă parte de lume care este fără măsuri și fără vaccinare. Și aceasta justifică afirmația pe care am făcut-o de abordare incompletă. Când spun de zonele, adică practic, în loc să fie abordată această pandemie care este o manifestare globală, să fie abordată cu măsuri la nivel global, a fost abordată cu măsuri la nivel regional, chiar dacă vorbim de regiuni ale Organizației Mondiale a Sănătății, și aici mă gândesc la America de Nord, Europa, America de Sud și așa mai departe. Însă au rămas zone importante din Africa, spre exemplu, zone de asemenea importante din Asia și din alte părți ale lumii care au fost lipsite de aceste măsuri. Și am avut la un moment dat curiozitatea să văd unde este condensarea cea mai mare de infectați cu virusul HIV în lume, și am văzut Africa de Est și Africa de Sud.
Erau unii care spuneau că în Africa, spre exemplu, se înregistrează un număr mai redus de infecții cu virus SARS-CoV-2. Și atunci am avut curiozitatea să merg mai departe, să mă uit care este nivelul de testare pentru virusul HIV, care totuși generează o infecție care duce la toate cazurile la deces. Și am văzut că, de fapt, ei testează undeva, deci fac undeva la 20%, 20% din testele care ar fi necesare. Și m-am gândit, bineînțeles, că dacă pentru o infecție atât de gravă ca infecția HIV, ei fac 20% din testările necesare, cât or fi testând pentru SARS-CoV-2? Și bineînțeles că răspunsul poate fi doar unul. Testează foarte puțin și atunci numărul de cazuri înregistrate este foarte mic. Deci, iată că având aceste zone în care infectatul cu virus HIV, infecția cu HIV înseamnă imunodepresie. Imunodepresia înseamnă un teren propice pentru virusul SARS-CoV-2 de a genera noi variante, așa cum se spune. Deci, având această situație în acele zone, ne putem gândi la o evoluție în aceasta în valuri, pentru că ar putea să existe periodice importuri de variante din acele zone, fără măsuri și fără vaccinare sau cu vaccinare și măsuri limitate în celelalte zone, variante, bineînțeles, care să vină cu potențiale probleme. Deci este o posibilitate și aceasta a evoluției din val în val, pe care însă nu ne-o dorim și care eu cred că totuși va merge într-o altă direcție. Și am să discut în continuare această direcție la care fac referire și asta nu se poate direcționa decât spre acea endemizare care este destul de mult discutată deja. Deci, practic, ca să fie și mai clar, o să plec de la definiția pandemiei, care ce înseamnă? Înseamnă o succesiune de epidemii care se extind succesiv și permanent. Da? Deci, cum se poate termina epidemia? Pentru că, până la urmă, unitatea de bază a pandemiei este epidemia, deci acele epidemii care se extind succesiv și permanent. Pe o epidemie se poate termina dacă dispare agentul patogen. Ori SARS-CoV-2 nu dă semne că are de gând să dispară și asta ne putem da seama prin aceste variante pe care le generează, care vin din experiența de milioane de ani acestui virus de a supraviețui. El supraviețuiește, cum se știe foarte bine, infectând. Generează variante care vin cu caracteristici din ce în ce mai sofisticate, ca să spunem, care să-i permită supraviețuirea și să infecteze în continuare. A doua posibilitate de a dispărea o epidemie este prin blocarea căii de transmitere. Ori aici avem de-a face cu calea de transmitere aerogenă, care se știe că este calea de transmitere cea mai eficientă și cea mai greu de blocat. Deci putem să o limităm, dar nu ne putem gândi că o să reușim ca să o blocăm în totalitate. În fine, a treia posibilitate ar fi ca toți receptivii sau marea majoritate, dacă nu toți, marea majoritate a persoanelor receptive să nu mai fie receptive, ci să devină rezistente. Ori și aici avem o problemă, pentru că din păcate se vede că infecția, deci virusul acesta, este slab imunogen. Și această slabă imunogenitate a virusului, de fapt, este favorabilă, pentru că negenerând infecții care să fie urmate de o imunitate solidă, el își păstrează potențialul de reinfecție la cei care au fost infectați, iar pe de altă parte, la cei care au fost vaccinați, am observat și acest lucru, bolile care generează o imunitate solidă naturală post-infecțioasă au și corespondente în vaccinare care generează o imunitate post-vaccinală solidă. Ori aici avem de-a face iarăși cu vaccinuri care se știe că au o valoare limitată în prevenirea infecției, având o valoare foarte importantă în prevenirea formelor grave. Și până la urmă asta contează să nu faci o formă gravă de boală și contează să nu mori. Dar valoarea asta limitată în prevenirea infecției face ca să nu ne putem gândi la faptul că vom reuși acea imunitate colectivă, cel puțin în etapa actuală, acea imunitate colectivă, acea imunitate de turmă care să transforme populația receptivă într-o populație rezistentă și să ajungă la
stoparea epidemiei. Și atunci ne rămâne doar a patra variantă, care înseamnă endemizarea. Și eu vă spun că am convingerea că nu la nivel global, dar la nivelul unor țări, această endemizare va fi într-un fel, să zicem, forțată, și dacă lucrurile vor merge bine, sunt convins că și alții vor lua același model. Ce înseamnă de fapt endemizarea? Înseamnă dispariția problemei. Din păcate nu va însemna dispariția problemei, și de asemenea endemizarea nu înseamnă lipsă de măsuri, ci înseamnă de fapt cu totul și cu totul altceva. Haideți să ne imaginăm problema accidentelor auto. Deci accidentele automobilistice pe căile de transport există și de aceea lumea totuși circulă. Deci oamenii știu că la orice drum pe care îl fac pot muri într-un accident de mașină, și totuși faptul că trebuie să-și continue viața îi determină să urce în mașină, să-și pună centura de siguranță, să pornească mașina, să o bage în viteză și să plece. Pe de altă parte, societatea, structurile care sunt, iau măsuri de limitare a numărului de decese în raportat, adică datorate accidentelor auto, da? Și se îmbunătățește infrastructura, se stabilesc legi de sancționare a celor care nu respectă conduita corectă în circulația pe drumurile publice. Oamenii poartă, se este o preocupare în realizarea de autoturisme care să confere un nivel foarte înalt de siguranță. Deci am dat acest exemplu ca să ne dăm seama că și într-o endemie o să ne mișcăm ca și în problema aceasta a drumurilor publice. Deci o să ne obișnuim cu problema aceasta a virusului, cu problemele pe care acesta le ridică. Dar această obișnuință nu va fi o obișnuință, ca să spun, pasivă, ci va fi o obișnuință activă, în care va trebui să luăm o serie de măsuri. Și am să punctez care sunt cele mai importante măsuri care vor trebui luate în contextul acesta al endemizării. Până la endemizare, însă, doar o mică paranteză fac. După acest val epidemic devastator care este generat de Omicron, prin această transmisibilitate foarte mare, probabil că va urma o perioadă de acalmie interepidemică, pentru că așa spune epidemiologia ca știință, că după un val din acesta foarte mare epidemic urmează o perioadă de acalmie prin epuizarea unei mari părți a receptivilor. Vom vedea după aceea ce va mai urma natural, dar acum revin la problema cu endemia și acele măsuri despre care discutam ar fi următoarele. În primul rând, societățile, pentru că deciziile astea se vor lua probabil pe națiuni. Deci societatea va trebui să ajungă la un consens asupra ceea ce consideră acceptabil în privința impactului bolii asupra sănătății publice și să definească acest acceptabil ca pe un nou normal. Deci, practic, se va stabili, fiecare țară probabil că va stabili la un moment dat, ce înseamnă acceptabil în privința impactului bolii asupra sănătății publice. Și acest acceptabil, în primă fază, va fi definit ca un nou normal. Următoarea etapă sau următorul set de măsuri va fi cel care se referă la necesitatea unei abordări comprehensive care să permită o urmărire a progreselor făcute pentru atingerea standardului stabilit. Deci am stabilit standardul și de asemenea trebuie să stabilim măsurile și să urmărim aceste măsuri și să vedem dacă prin acestea se ajunge la acest nou normal, adică se ajunge ca să se poată respecta acest standard. În al treilea rând, este vorba de definirea noilor protocoale de management al bolii care să limiteze decesele, pentru că până la urmă impactul cel mai sever este cel dat de formele grave și de rata de decese. Din păcate, în valul al patrulea se știe cum l-am încheiat, cu o rată de decese înfiorător de mare. Deci va trebui o atenție și în această direcție și, în fine, stabilirea practicilor care să permită limitarea transmiterii. Deci iată că și în cazul endemiei va trebui să existe o preocupare vis-a-vis
de transmitere, deci de problema care ne preocupă de fapt și în momentul de față. Din această prezentare pe care am făcut-o, fără să vrem, ne apare întrebarea, dar oare nu puteam să facem de la început așa? Pentru că am fi putut evita cel puțin o parte din valurile care s-au produs. Deci dacă puteam stabili de la început acest acceptabil al impactului bolii asupra sănătății, dacă puteam să stabilim de la început seturile de măsuri care să facă ca acest nou normal să fie acceptat, puteam să evităm o serie din necazurile care s-au produs. Din păcate, nu puteam să procedăm așa la început, din cel puțin două motive. Nu ne cunoșteam inamicul, pentru că noi suntem la ora actuală într-un război practic cu un virus, este adevărat. Este un război în toată regula în care lipsește o singură componentă, componenta militară, lipsește glontele. În rest, toate celelalte componente, socială, de sănătate publică, economică și toate celelalte sunt prezente. Ei, și în acest război noi nu ne-am cunoscut adversar. Am fost într-o perioadă de permanentă învățare și încă mai suntem într-o perioadă de învățare. De asemenea, nu am avut mijloacele de luptă pentru că n-am avut de la început vaccinarea și n-am avut de la început medicația antivirală. Și acestea au început să se dobândească progresiv și încă dobândim experiențe și în privința acestora. În curând, neputând să dau un orizont de timp exact pentru acest în curând, toate armele astea vor fi, să zicem, pregătite pentru a se face acest demers final de endemizare a pandemiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Știu că, într-adevăr, mi-a plăcut ideea de endemic, pentru că atunci când plecăm într-o țară în care predomină o anumită boală, plecăm din țară și facem un anumit vaccin, pentru că acolo este o zonă endemică. Mă gândeam dacă ideea de zonă endemică se poate pune la planetă endemică în acest context. Nu ne-am cunoscut adversarul, de acum încolo îl cunoaștem. Ce putem face? E foarte subtilă afirmația dumneavoastră și chiar foarte interesantă. Pe de altă parte, gândindu-mă la imensitatea endemiei, adică zonei endemice de această dată, este foarte interesant cum ar putea fiecare țară să-și creeze propriul sistem de apărare, astfel încât atunci când mergi dintr-o parte în altă parte, să poți fi protejat de boala de acolo, pentru că până la urmă avem cam un numitor comun. E ceva corect, e incorect? Nu, spuneți foarte bine, deci mai avem boli care evoluează sub forma asta, nu este ceva absolut nou. Avem hepatita virală de tip B sau hepatitele virale în general, unde avem peste 300 de milioane de purtători ai virusului B în lume și avem în jur de 100-150 de milioane de purtători ai virusului C și mai sunt încă vreo 4 feluri de hepatite. Avem tuberculoza, care iarăși se este răspândită în lumea întreagă și înseamnă o provocare foarte mare, mai mult din punct de vedere financiar pentru țările dezvoltate și o provocare din punct de vedere al impactului infecției asupra sănătății publice în țările mai sărace, în țările cu posibilități mai limitate. Deci probabil că așa va fi. Deci va fi o endemizare din aceasta tot globală, pentru că este endemizarea va fi urmare, va fi următoarea urmașa pandemiei, ca să spunem așa, dar cu cifre diferite, vedeți? Deci vor fi țări în care nu vor mai fi sau aproape nu vor mai fi cazuri de infecție, alte țări în care, cum spunea doamna profesor Ruță, vor mai apărea niște manifestări, să zicem, epidemice, după cum fiecare va reuși să gestioneze situația în privința acelui nou normal, în privința ceea ce este acceptabil pentru impactul bolii asupra sistemului de sănătate și, bineînțeles, în privința măsurilor pe care le-am prezentat, care, de fapt, se referă la aceleași măsuri pe care le abordăm și acum. Doar că vor fi adaptate la acea situație, pentru că, vedeți, eu deja observ niște semnale. Observ că un ministru de finanțe dintr-o țară potentă economic începe să vorbească împotriva certificatului verde. De ce? Pentru că se uită la niște cifre economice și nu-i place ce vede acolo.
Deci va fi obligată lumea să facă un demers pentru a se salva economic, pentru ca după această criză de sănătate să nu ne trezim cu o criză economică, deși este posibil ca se întâmple și aceasta. Ea de fapt este sub o formă sau sub alta în derulare, pentru că impactul pandemiei asupra economiilor din toată lumea este extraordinar. Și atunci, sigur că va fi o, din partea țărilor care au mai avut inițiativă și până acum în această pandemie, probabil că vor fi primele demersuri din astea, cum spuneam, cu ghilimele de rigoare, de forțare a endemizării. Dar când se va întâmpla asta, este posibil să fie o trecere graduală. Deci o trecere din aceasta prin tatonare, din aproape în aproape, pentru ca să se ajungă cumva la o normalizare într-un context anormal. Credeți, din ceea ce ați spus, că pandemia este pe sfârșit? Adică în acest moment am putea vedea luminița pe care o așteptăm de când a început, nu? Da, deci eu am spus, nu întâmplător, prima variantă am prezentat-o cu valurile care să se tot repete. Deci nimeni nu are control asupra variantelor virale. Este o chestiune naturală, un lucru natural și ferească Dumnezeu să mai apară după Omicron încă o variantă care să ridice probleme și mai mari. Nu putem să spunem că este imposibil acest lucru. Nu ni-l dorim și sperăm ca Dumnezeu să nu ne încerce cu încă o probă din aceasta de foc. Fiindcă vedeți, Omicronul, cum spunea doamna profesor Ruță, nu este un derivat al lui Delta. Că dacă era un Delta derivat și un Delta benign, puteam să ne gândim la un curs din ăsta mai soft de evoluție al virusului. Omicronul a apărut individual dintr-o variantă ancestrală. Deci, tot așa, dintr-o variantă ancestrală, mai ales dacă ne gândim, sau chiar din Omicron, pentru că avem un număr de infecții fără precedent. Unde au apărut variantele care ne-au ridicat probleme? Exact acolo unde au fost foarte multe infecții. Infecțiile, varianta Delta în India, varianta braziliană în Brazilia, unde nu s-au respectat măsurile și s-au creat acolo la Manaus niște condiții extraordinare pentru ca să se întâmple apariția variantei. Deci, este și această posibilitate, însă eu cred că oamenii nu vor mai permite continuarea pe această sarabandă de valuri, fiindcă devine greu suportabil din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere social, din punct de vedere al sănătății publice, în primul rând, și nu în ultimul rând, din punct de vedere economic. Deci ceva trebuie făcut pentru ca direcția să se schimbe. Da, este foarte bine spus, domnule conferențiar. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, personal, în acest moment, sunteți optimist atunci când vă gândiți la România? Eu sunt optimist și vă spun, nu vreau să fiu înțeles greșit, că nu sunt un tip din ăsta care să umblu cu peria după mine și să periez pe unii și pe alții. Dar prezența profesorului Rafila, care este un om cu o mare experiență în fruntea Ministerului Sănătății, prezența alături de domnia sa, doamnei doctor Pistol, îmi dă încrederea într-o direcționare corectă a acțiunilor de acum încolo. Asta nu înseamnă că ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut greșit, dar eu sper să se facă și mai bine și de aceea, din perspectiva aceasta, sunt optimist. Mai bine. Da, mulțumesc foarte mult. Cred că a fost suficient. Cred că întrebările pe care vi le-am adresat ne-au ajutat să vedem cam care este perspectiva în acest moment. Rămân în vigoare, domnule conferențiar, măsurile elementare de protejare pe care le putem lua fiecare, pe care vreau să le spuneți, vă rog, dumneavoastră, astfel încât după aceea să puteți zbura spre treburile pe care le aveți. Da, deși sunt arhicunoscute, eu am să le repet foarte pe scurt. Deci, în primul rând, vorbesc de vaccinare și ar fi foarte bine ca oamenii să rețină că, deși vaccinarea nu oferă o prevenție, o protecție totală față de infecție, ci una limitată,
oferă o protecție înaltă față de formele grave și în felul ăsta previne decesele. Iar celelalte măsuri, purtatul măștii este, n-am să spun sfânt, dar este de o deosebită importanță și acum în această etapă sau în mod deosebit în această etapă a infecției cu Omicron, care este atât de transmisibilă, se vede că dacă oamenii au purtat mască chiar la o expunere de peste un sfert de oră, și eu am fost în situații din astea, nu s-au infectat, efectiv. Deci portul măștii este definitoriu pentru protecție și oamenii trebuie să aibă în minte acest lucru. Tot așa cum definitorii sunt distanțarea, tot așa cum importantă, nu definitorie, este igiena mâinilor, are și ea rolul ei. Deci este, practic astea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le avem în vedere și oamenii ar fi bine să nu aștepte ca autoritățile să le spună să-și ia niște măsuri. Fiecare știe deja ce măsuri trebuie să ia, își dă seama în ce situație este, dacă este într-o situație de risc și dacă ține la sănătatea lui, e bine să-și ia măsurile de protecție care se impun. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc domnului profesor dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății, mulțumesc domnului conferențiar dr. Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, mulțumesc foarte mult domnului profesor dr. Simona Ruță, prorector Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, mulțumesc foarte mult domnule conferențiar dr. Emilian Popovici, vicepreședinte Societatea Română de Epidemiologie. Vă mulțumesc tuturor. Cred că din această întâlnire am înțeles că știm deja mai multe despre această boală, nu știm încă tot ceea ce ne-am dorit să știm, că putem însă să rămânem, chiar dacă nu ne convine, în alertă sau poate nu chiar alertă, dar cu atenția mărită, pentru că încă nu putem să spunem că valul s-a dus. Valul poate să vină, așa cum ne-a spus de fapt domnul conferențiar, în orice clipă poate nu va mai veni la intensitatea la care a venit până acum. Mulțumesc tuturor și vă invit și săptămâna viitoare, când vom avea o nouă masă rotundă. De acea dată vom vorbi despre geriatrie, geriatria în pandemie, geriatria în general. Va fi o masă rotundă coordonată de către domnul profesor Prada. Mulțumesc tuturor pentru că ne-ați fost alături. Toate cele bune!